Un bărbat de 29 de ani din Marea Britanie a ajuns cunoscut la nivel mondial după ce a decis să își părăsească partenera și cele două fiice pe care le are cu aceasta. La doar 10 zile după ce o tânără refugiată din Ucraina s-a mutat în casa lor, apoi a decis să găzduiască o altă refugiată. Conform mesajul.ro, după ce s-a mutat cu noua sa iubită, bărbatul a intrat de mai multe ori în atenția presei internaționale. De data aceasta a decis să găzduiască o altă refugiată din Ucraina în casa sa, pe Sofia, de 19 ani, alături de iubitul acesteia de 18 ani. Acum cei patru locuiesc împreună în Bradford. Bărbatul a decis să îi găzduiască pe cei doi după ce a găsit un anunț pe o rețea socială în care aceștia spuneau că au fost dați afară din casa familiei care s-a oferit să îi primească după ce au ajuns în Marea Britanie. După cum susține Sofia, fostele gazde i-au pus să doarmă pe o canapea micuță și îi obligau să se ocupe de activitățile domestice, ca și curățatul, măturatul sau spălatul vaselor. Mă bucur că Tony și iubita lui au decis să ne ajute. Eram foarte nefericiți în acest loc. Nu aveam unde să mergem, a explicat Sofia. Iubitul acesteia le-a explicat jurnaliștilor că îi mulțumește lui Tony pentru ajutorul oferit și că, momentan, situația lor este critică și asta deoarece încă își caută un loc de muncă. Iubita lui Tony a comentat și ea situația și a explicat că prezența altor doi refugiați din Ucraina o face să nu se mai simtă singură și că îi mai alină dorul de casa pe care a părăsit-o în urmă cu câteva luni, relatează mesajul.ro.